Expoziția Poeme de îmbrăcat, degustat și agățat pe perete este realizată de Cristian Bădiliță, Malvine Mocenco și Dorin Grecu. Prin ineditul experiment poetico-pictural degustativ-vestimentar, autorii își doresc să scoată poezia din litera neagră a cărții curente și să o expună în diferite registre publice, însoțind-o cu grafica, desenul, pictura, obiectul artizanal, vestimentația, chiar și gastronomia. E o continuare a expoziției din iunie. Amenințasem atunci că va fi un al doilea episod la Poemele pentru păsări și extraterestri. Acolo a fost un episod cu un singur protagonist. Așa, eu semnam toate lucrările. Acum suntem trei. Trei, cum ne-a botezat directorul bibliotecii Mihai Zachelari, trei muschetari. Inedită este această colaborare extraordinară pe care am avut-o cu doi piteșteni, doi argeșeni, pentru că eu sunt așa sezonier, argeșan sezonier, cu Malvine Mocenco de la Golești și cu Dorin Grecu. Eu vreau să-i invit pe toți să guste poezia. Poezia, după cum vedeți, este în copaci, este pe pereți, este teoria lui Cristian Bădiliță și eu cred în ea, care spune că poezia, ca element esențial al personalității umane alături de religie, așa, trebuie să cuprindă viața cotidiană a omului. Și atunci nu este exclus ca să vedem poezie și pe o sticlă de vin, de ce nu? Este o expoziție absolut inedită. Printre cei prezenți la eveniment au fost și înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Muștelului, Alex Ștefănescu, critic literar, Filoftea Pali, director al Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești și Elena Târziman, director al Bibliotecii Naționale a României. Excepțional prin felul în care sunt armonizate trei stiluri diferite, excepțional prin faptul că se reunește poezia într-o exprimare grafică, într-o exprimare artelor plastice, de asemenea material non-convenționale, care în acest anotimp de toamnă își găsesc loc într-o expoziție, un mesaj sacru din partea unui artist, toate unitar, cum a spus dumneavoastră, excepțional, și avem de fapt de a face și cu poezie și cu artă plastice și cu foarte multă lume venită la un asemenea eveniment pe care îl consider excepțional. Cei care n-au putut fi prezenți la vernisajul expoziției Poeme de îmbrăcat, degustat și agățat pe perete pot admira ineditele exponate până la sfârșitul acestei luni în holul Bibliotecii Județene din Nicu Golescu din Argeș.